Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky și cu rom, cu ceva rom. Continuăm seria romurilor regionale, blended romurile regionale de la Rum & Cane Merchants, importatorul și distribuitorul la noi în țară fiind Rifco Trading. Le mulțumim pe această cale că am primit acest pack și sticla de Spanish Caribbean blended rum-ul de Cuba și Republica Dominicană, care a luat 85 data trecută. Da, am chistilat din melase în coloană, maturare în ex-bourbon, culoare naturală, nefiltrat la rece, batch-uri de doar 2000. Am spus culoare naturală, nefiltrat, 43 de grade. Acum trecem la următorul. Aici avem miniatură. Central America. Vedeți că sticla e începută puțin pentru că trebuie să-mi fac o idee înainte totuși. Le voi trage pe toate astăzi. Toate patru miniaturile. Deci dacă le vedeți începute, le-am gustat înainte ca să-mi fac o idee. Cât am putut așa, mi-am luat o idee. Mi-am luat atâta ca să-mi fac o idee. Central America, XO, da? Extra Old. Culoare naturală, bine, toate nu mai are rost să mai spun. Culoare naturală, 43 de grade. Nu o să insist foarte mult. Episoadele vor fi mai scurte, nu vor mai dura 40 și ceva de minute ca ala de data trecută, pentru că am cam spus ce era de spus în primul episod, referitor la cu ce se ocupă Rum & Cane Merchants, da? Mergem cu următorul, și anume Central America, un blended rum de la o distilerie din Nicaragua, cu o distilerie din Guatemala, un rum de la o distilerie din Guatemala. Distileria din Nicaragua nu am găsit-o, nu ni se spune care este. Dar dacă căutați pe net, cea din Guatemala se numește Darsa. Au și, am impresia, Guatemala XO, partea de single cask, este de la distileria Darsa. Ce să spun, distilat din melase, în coloană, maturare ex-bourbon, 43, nefiltrat, necolorat. Nicaragua se află la 12 grade latitudine nordică. Guatemala se află la 14 grade latitudine nordică, sunt țări vecine. Stil, același stil de rom spaniol, foste colonii. Data trecută, cam așa sunt cuplate, pentru că sunt cuplate cam din aceea zonă, din punct de vedere al climei. Data trecută, Republica Dominicană, na, 19 grade latitudine nordică, mă refer la Spanish Caribbean, 23-24 de grade latitudine nordică, Cuba. Deci, climă tropicală, cum s-ar spune. Ăsta, climă subecuatorială, să-i spunem. Mai mult nu am ce să spun. Să trecem la miros, gust și finish și nota finală. Hai să trecem! Tot specific romului spaniol, caramea, citric, foarte lămâios. Aș putea spune că e aproape tămâios. Zahăr ars. Piele manufacturată, așa se spune, piele din aia de marochinărie, migdale. Se simte stejarul mai mult în ăsta decât în ăsta la altul. Poate avea un an, doi în plus, cine știe. Îmi place mult mirosul. Hai să trecem și la gust. Iar se simte stejarul mult mai mult decât la ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat, dar se simte stejarul mult mai mult. Poate or fi repârjolit butoaiele după ce a fost bourbonul. Cred că asta e tehnica, că îl simt mult mai, stejarul mult mai pârjolit comparativ cu ăsta la altul. Ce ai?
nucșoară și aici un miros foarte ciudat de camfor. Există arborele acela de camfor. Foarte original cu acest miros. Cu acel miros și gust. Finish-ul. Finish-ul mi se pare amar. Dar mie îmi place amărăciunea, amăreala în rom. Nu suport rumurile extraordinar de dulci. Și mie îmi place chestia asta. Acum, na, e și chestie subiectivă până la urmă, nu? Ceios, condimentat, iar acel stejar pârjolit, ne duce cu gândul la bourbon, iar camfor. Și mai mult lucru cred că pot scoate. Foarte... Îmi place că e original. Nu are corpul de pe lume, nu are complexitatea de pe lume, dar este original. Spre deosebire, și o să-i dau mai mult decât i-am dat ăstuia, pentru că ăstuia i-am dat 85 data trecută. Ăstuia să-i dau 86. Pentru că are acea originalitate. Pentru mine contează originalitatea. Corpul, repet, nu este extraordinar de greu, nu are complexitatea de pe lume, dar, spre deosebire de ăsta, la altul are mai multă originalitate și de asta îl cresc un pic. 86, un rom foarte bun. Mulțumim Rivco Trading pentru punerea la dispoziție a acestui pack și a sticlei. Singurul importator și distribuitor Roman Cane Merchants. Mai mult nu mai am ce să spun. Vă mirați că e episodul prea scurt. Da, o să scoatem, am scos și episoade scurte, mai scurte, ca la început. Pa, pa, pe data viitoare.